Cea mai strânsă și mai urmărită cursă a fost lupta pentru fotoliul de primar, în care s-au înscris 16 candidați. Părerea mea că sunt cam mulți, pentru că din cei 16, 80% n-ar fi avut, deci vin să se distreze. Eu vă spun că Iașul este un oraș înghesuit. Da, aici aveți dreptate, s-ar putea să fie o problemă. Uite, îți dăm aici 10-20 de metri. Nu poți refuza o astfel de ofertă. Minunat. Plan local, că nu s-a făcut nimic. În primul rând trebuie să ridicăm viața cetățenilor. În primul rând sunt un om liber și nu m-a îndoit nimeni niciodată. Și se întreabă ce caută în această țară. Nu, vreau dreptit, dar ați spus că o folosim. Am voie și eu să vorbesc aici. Am voie și eu să vorbesc aici, nu? Da. Sigur că da. Cel mai răvnit și mai așteptat candidat trebuie să intre în scenă. Cred că e nevoie de un primar puternic pentru că problemele Iașului sunt probleme deosebit de mari. Domnul Nicheta s-a schimbat atributele, nu mai ești puternic, ești luptător. Nu. Deci când am spus de puternic, am spus de luptător. În mod normal, primarul ar trebui să dimisioneze din funcție. Sunt convins că voi fi ales. Cu Adi Costică, dumneata, poți să-mi explici? Și el este dator eșenilor. Primăria nu poate să încapă pe mâinile PSD. Dacă mă iau după gândirea dânsului ca să o descâlcesc o leacă, zice mecanism. Ce nebuloasă fantastică este. Bun, foarte probleme. Bine, rectific, ăsta, rectific. Așa. Rectific, îmi cer scuze. În tot acest timp, din 2001 până astăzi, PSD a fost ascuns în peșteră. Primăria Iași a fost condusă de nimeni. Cu Adi Costică, dumneata, poți să-mi explici? Și pe mine mă apucă râs oameni buni, știi că stau în dreapta, primar puternic, în stânga, primar puternic, mie îmi să facă în reclamă mai. Minunat. Este foarte important ca partidul să fie un mijloc de a susține pe cel care de fapt a fost ales pentru ca într-adevăr el să-și poată onora promisiunea. Din nefericire, întotdeauna la noi în administrația românească primează decizia politică. Nici eu n-am fost mulțumit. Sper ca de aici înainte să pot fi implicat. Ești atât de responsabil încât nu poți să te joci cu această responsabilitate. Joaca este foarte importantă. O pleașcă electorală. O crasă nesimțire. Minunat. Lupta pentru fotoliul celui mai gospodar dintre ieșeni se aruncă argumente forte. Sunt ieșeni, sunt singur ieșeni dintre toți candidații. Deci este singurul dintre candidați care s-a născut poate la Iași, dar toți suntem ieșeni. Atunci când m-am născut am fost președinte de Scutec. Am terminat în anul 1990. Eu nu sunt nici singur și nici repetabil. Am avut contacte cu grupuri. Așteptat să spun minunat, nu mai spun. După 6 iunie vine runda finală. Câștigătorii la voturi s-au urmărit unul pe altul, însă noi am avut extrem de puține ocazii să îi urmărim. Iată ce și-ar fi spus cei doi finaliști. Dacă te numai de vreme voi, da, v-am... S-ar putea să facă dimineață. Nu nimica, dacă nu aveți răbdare, dumneavoastră putea să mai veniți. Mai avem alte emisiuni. Vă pun aceeași întrebare care v-am mai pus-o. Înțeleg că sunteți de acord cu ceea ce am spus și eu. Cel este dator eșenilor. Nu poți refuza o astfel de ofertă. Cel este dator eșenilor. Am zis da. Da. Am zis da. Da. Oh. Haideți să vedem acum dacă... Domnule, iartă-mă, te rog. Efectiv nu faci altceva decât să faci un circ întreg. Am zis da. Da. Eu vreau să vă spun că sunt eșen. Clipa de față. Primăria nu poate să încapă pe mâinile PSD. Sunt convins că voi fi ales. Am zis da. Da. Vă urez să fiți încrezători și optimiști. Marele învingător al orașului mare este puternicul Gheorghe Nichita. Ieșiți din lupta electorală, grija celor 15 candidați e una singură. Să aibă un loc de muncă, să aibă o locuință, să aibă un salariu care să-i permită să trăiască omenește. Să poată să trăiască în siguranță, fără frica nopții. Cu Adi Costică, dumneata, poți să-mi explici?